Dragii mei, bine v-am regăsit în această după-amiază de 10 noiembrie, anul de grație 2016, la Actualitatea Hunedoreană. Astăzi, în studioul nostru, este doamna Carmen Eleonara Hărău, deputat în Parlamentul României și foarte, foarte probabil senator în același Parlament. Stimată doamnă, bine ați venit! Mulțumesc pentru invitație, bun găsit ascultătorilor și telespectatorilor dumneavoastră. În ultima vreme am avut destul de multe înregistrări pe radio și cred că am rămas setată pe noțiunea de ascultători, telespectatori și ascultători. Înseamnă că dumneavoastră și noul președinte al Statelor Unite, ce ați avut multe speech-uri de făcut. Da, nu, chiar să știți că nu. M-am preferat în perioada asta să stau față în față cu oamenii. Îmi place mai mult să fac asta decât să vin în talk show-uri televizate. Aici, de bine de rău, în zonă, în județul meu, mă simt acasă. La București e un pic mai complicat. Și mai mare ostilitatea. Poate pe scurt, aș vrea să îmi spuneți ce părere aveți despre scorul din Statele Unite, Trump președinte, o surpriză uriașă. Vedeți, nu comentez rezultatul alegerilor decât sub aspectul că este decizia națiunii americane. Fiind decizia națiunii americane, ea trebuie respectată ca atare. Ceea ce aș vrea să semnalez însă este valul de proteste, de manifestații post-alegeri. Chiar în această seară. Post-alegeri, ceea ce mă duce cu gândul și mă face să am oarește să constat oarecare similitudine cu ceea ce s-a întâmplat în Marea Britanie cu Brexit-ul, cu ceea ce se mai întâmplă în societățile democratice, când o categorie socială se trezește când e prea târziu și protestează. Oameni buni, dragi tineri, protestați degeaba în stradă sau pe net, pe Facebook, dacă nu veți merge la vot. Este, dacă vreți, o lecție din care noi românii, mai cu seamă că urmează alegerile parlamentare, avem ce învăța. La urnă, acolo sunteți cu toții importanți. Nu veți face lucrul acesta, îi veți lăsa pe alții să vă decidă viitorul. Deci ăsta e lucru pe care l-aș semnala legat de alegerile americane. În rest... Alegerile din Moldova pe 13? Nu pot să-mi exprim părere decât speranțe. Deci sper din suflet că Moldova se va înscrie pe calea europeană, nu pe calea eurasiatică. Vorbeați de trezirea electoratului pe ultima 100 de metri sau pe ultimii metri, dar să se trezească. Deci este până la urmă opțiune, asta este votul unui geniu, este identic egal cu votul celui mai slab din punct de vedere intelectual cetățean, cu condiția ca el să fie normal. Votul tânărului student este identic egal cu votul octogenarului pensionar. Asta este. Fiecare dintre domniile lor au dreptul și datoria să voteze. Cei mai mulți dintre tineri nu se prea duc la vot, ceea ce creează un oarecare dezechilibru de reprezentativitate, dar în momentul în care ai ales să nu votezi, ai cedat dreptul tău civil, deci până la urmă singura ta avere socială pe care o poți investi de la 4 ani. Este averea ta socială, este dacă vreți, pârghia prin care tu poți influența lucrurile. Se întâmplă în România odată la 4 ani și la alegerile locale și la alegerile parlamentare. Regretele ulterioare sunt inutile. Se întâmplă, de exemplu, în municipiul Hunedoara, că am stat de vorbă cu mulțime de cetățeni. Există așa un val de regret tardiv și o constantă în comunicare. Domnule primar, fost primar, domnul Arion, nici nu mi-a trecut prin cap că nu veți ieși dumneavoastră, n-am fost la vot. Asta este, oamenii regretă degeaba. Bine, acum legislația românească a început să devină un pic mai permisivă în legătură cu schimbările în cursul mandatului. Referendumul este relativ ușor de abordat, comparativ cu legislația anterioară. Se poate, aceiași cetățeni care au votat, pot dezvota, ca să zic așa, în condiții legale și statuate de legislația actuală. Dar, până una alta, regretele ulterioare
sunt tardive și inutile. Doamna Carmen Hărău, mâine începe campania electorală. La ce vă așteptați în ceea ce vă privește și în ceea ce privește campania în general? Nu, așteptările, eu știu. Nu a început prost. Campania electorală a început prost, a început cu minciuni, cu populism, cu atacuri. Există la momentul acesta din partea colegilor de la PSD o manieră foarte interesantă care pe mine inițial m-a amuzat în primul an de mandat. Oamenii ăștia sunt experți în a încurca lucruri ca să poată veni pe urmă să spună, uite Dumnezeu ce grozavi am fost noi, am rezolvat problema. Deci fă problema ca să o rezolvi. Pentru că nu pot ataca, au dovedit că nu pot ataca în niciun caz cu succes problemele serioase ale României, atunci creează probleme ca să rezolve probleme. Și o să vă dau câteva exemple. Taxele, cele 100 și de taxe amnistiate. Dom'le, am numărat 68 de taxe. 68 de taxe sunt introduse de PSD. Din cele pe care ei le amnistiază. Exact ca și rabinul din lasă că amnistiază și niște taxe care se vor regăsi până la urmă în buzunarele românilor sub altă formă. Dar vin ca structură politică ce face relaxare fiscală. Cetățile dacice. A apărut o lege, un text de lege semnat de PSD și de minoritățile naționale prin care cetățile dacice ar fi trebuit să fie deportate. Da? Într-o structură instituțională centrală, nu agrez de la capul locului ideea gestionării centrale a unor valori locale care se pot altfel gestiona cu ochiul vigilent al celui interesat pe ele, aici, acasă. Da? Și a apărut legea asta. A ieșit Tărăboi, a ieșit, am semnalat la un moment dat, vorba de mai bine de un an în urmă. A ieșit Tărăboi, s-a sensibilizat presa locală, cei de la PSD, prin reprezentantul domniilor lor de top, județean, domnul Nistor, și prin reprezentantul domniilor lor de top național, domnul Dragnea, au spus, domnule, nu așa ceva, nu se poate. Nu vom face treaba asta. E, du-te vreme, vino vreme, acum vreo două luni și un pic, eu care sunt un parlamentar conștiincios și atent. Facitat acum pe legi. Păi ce nu se m-am propune, uitat că nu am Comisia de Buget Finanțe, adică nu-mi permit să nu-mi citesc materialul din comisia pentru care votez raport care merge în plen. Știți cum merg lucrurile acolo? Noi, parlamentarii care votăm în plen, contăm foarte mult pe discernământul, pe profesionalismul comisiile colegilor din comisiile de specialitate. Dumnezeu, nu mă pune pe mine să mă pricep, nu știu, la silvicultură, la agricultură, la vânătoare, că uite, am avut chiar niște surprize cu vânătorii și ciobanii, vă aduceți aminte. Dar la Comisia de Buget Finanțe sunt eu în Comisia de Buget Finanțe, cea care este întrebată mai mult sau mai puțin oficial, chiar în discuții personale de către colegii mei, cum e... Cum își vine problema aici, Cum devine asta? Da. Cum vezi tu lucrurile? De ce ai votat așa cum ar trebui să facem? Se discută în grup sau avem discuții în grupe textele de lege. Și în grupul parlamentar, în fața colegilor mei, a fost de foarte multe ori în situația să susțin un punct de vedere vis-a-vis de un text de lege făcut de noi sau propus de alții. De ce, cum trebuie să votăm și de ce e bine să îți exprim poziția. Și atunci, nu pot permite, parlamentar român fiind, să nu-mi citesc materialul de comisie. Și stau în comisie, la buget finanțe, de legea cu pricina cu cetățile dacice, care apărea pentru un aviz. Multe dintre textele de lege vin în comisie pentru avizare, pentru avizare, nu pentru raport de vot. Și m-am dus în urmă pe filieră. Stai așa, că eu știam că PSD-ul a promis că retrage legea. Domnule Oprea, este o problemă de golănie legislativă asta. Aceea cu iuțeala de mână și nebăcarea de seamă cu oameni neatenți, ocupați cu campania electorală, la sfârșitul, las că nu mai vede nimeni. Și am făcut vorbire în presă despre treaba asta și apar colegii de la PSD, spun, domne, ne-am ocupat, este inadmisibil, este imposibil, noi am salvat cetățile dacice. Știți cum, ar fi de râs dacă n-ar fi de plâns.
Franci-elvețieni. Da. Franci-elvețieni, vestita problemă cu, domne, atins sute de mii de oameni. În plus față de asta, ca să fac o precizare legată de diferența între valuta aceasta exotică și valuta uzuală, valuta euro, da, dolar, care a avut creșteri, sigur, da, că da, dar nu de 4 ori. Dar nu de 4 ori. De mare ca la franc. Mai mult decât atât, în Parlamentul European s-a făcut o anchetă destul de elaborată, o cercetare pe tema asta și s-a ajuns la concluzia că în problema creditelor în franci elvețieni, cetățenii au fost înșelați. Deci, așa li s-a spus. Băncile au oferit produse înșelătoare. Și atunci, eu, parlamentar român, am datoria să-l apăr pe cetățeanul român de înșelăciune. A, că sunt clauze abuzive și în alte și în creditele în alte valute. Sunt foarte de acord cu asta și ele pot fi abordate punctual în instanță sau când apare un fenomen cu grad mare de generalitate, se poate legifera. Sigur că da. Dar problema asta era într-adevăr una de șelăciune din asta, grosieră. Apare PSD-ul la sfârșitul discuțiilor din comisie, când a doua zi ar fi trebuit să ajungem în plen cu textul de lege și zice așa, nu facem așa, avem nevoie de o limită și anume, dacă creditul, gradul de îndatorare a fost mai mare de 50% din venituri la momentul îndatorării, beneficiază de conversia creditului la cursul istoric. La cursul atunci. Dacă nu, nu. Și a doua zi, pentru că am avut și sesiune de interpelări, de declarații politice, am ieșit la tribună și am întrebat cu subiect și predicat, oameni buni, dumneavoastră, ca reprezentanți ai poporului român, acceptați ca o parte din cetățenii care ne-au trimis aici să fie înșelați? Păi dacă s-a spus clar, produs înșelător la consumator, după ce am făcut cuvenita precizarea noțiunii de consumator, aici nu intră investitorii imobiliari în sfârșit, acolo e altceva, ăla e business. Da, cu riscurile pe care ți le asum. E vorba de omul care și-a cumpărat o locuință. Și am întrebat, cum adică o parte dintre cetățenii înșelați pot rămâne bine mersi înșelați, că n-au limita asta? A durat o săptămână. E, au priceput domniile lor că există și o anumită presiune din partea împrumutaților. Noi am presat serios, noi liberali, mai cu seama că l-avem în echipă pe port apelul acestor legi pe domnul Daniel Zamfir, un anumit trus de presă aliniat pe o relație, mă rog, foarte personală a domnului Zamfir a susținut preluat foarte clar, a preluat ideea și după o săptămână, surpriză, apare PSD-ul salvator și zice, am înlăturat clauza restrictivă din textul de lege și toți. Deci, tactica asta de a genera o problemă ca să te faci pe urmă că o rezolvi. De ce nu pot domniile lor rezolva problemele de fond? Și, deci există, oameni buni, alegerile astea au o miză de felul următor. Țara asta a ajuns în halul în care suntem noi acum, după opinia mea de om care s-a dus săptămânal acolo, 2 nopți în tren, da? Și nu m-am dus degeaba. Și mai am și un anumit istoric care dovedește că am o anumită capacitate de analiză și de sigur, da. Lăsând asta, da. O anumită capacitate de analiză și de anticipație. Da. Hai să spun peste medie. Deci nu m-am dus acolo așa ca să mă uit la pereți, că pereții aia, nu știu, mari așa cum sunt, parcă mă apasă. Mă simt foarte rău în clădirea aia. Extraordinar de rău. Nu știu, în sfârșit, aș schimba sediul Parlamentului dacă depinde de mine. Ei, două sunt problemele mari de fond. Una este modul în care s-a negociat interesul României pe parcursul integrării în structurile euroatlantice. Domnule, am început să am informații că au ajuns în zona negocierilor de felul acesta și nu vorbesc neapărat doar de șefii de minister, deci ministri sau așa. Ministere, da. Deci vorbesc de omul
de omul care s-a dus acolo să negocieze, de toată structura, deci de toată structura negociatorilor. S-au dus acolo oameni care n-au avut bună credință și patriotism. Pentru că vreau să vă spun că nepriceperea ca păcat al politicianului român, după părerea mea, este al doilea rău, nu primul. Dacă există bună credință, dacă există dorința de a face lucruri bune pentru cât mai mulți oameni, găsești oameni pricepuți pentru fiecare domeniu. Poți să-i găsești. Ai taxă forfetară, banii aia se pot cheltui pe consultanță, pe consultanță punctuală, nu pe consultanță că vine nu știu ce deontologă și te învață că să te uiți așa la și să te uiți așa la și să stai așa și să nu stai. E prostii, știi, dar vorbam pe chestii de genul ăsta. Deci consultanță, adevărată consultanță temeinică, da? Poți găsi. Dacă există patriotism și bună credință, îndrăznesc să spun în fața dumneavoastră că de zeci de ani, România a fost carențată de astfel de persoane. Al doilea lucru, și aici atingem problema, miza alegerilor acestora, se fură, domne, s-a furat înfiorător, s-a furat în zone în care sunt bani. Și vreau să vă spun, dragi telespectatori, domnule, uite, tocmai a fost condamnat la 5 ani și 4 luni de închisoare un senator PSD pentru trafic de influență. Exact. Lucrurile, deci încadrarea asta este mai rară. Da? Deci omul ăsta înseamnă că s-a dus și a traficat influență prin ministere, prin agenții, pe la primării, pe la Consiliul Județean, nu știu, nu cunosc speța. Dar de furat se fură înfiorător unde-s bani. Unde e pixul de ordonator de credit. Cine și-ar fi putut imagina că o agenție, nu ANRP-ul ăsta, lasă să se scurgă ca printr-o sită furturi de sute de milioane de euro. Sume incredibile. Oamenilor acestora nu le-au mai ajuns, nu știu, șpăgile alea de 10% din contracte, care au urcat la 20% din contracte, care s-au dus la 50% din contracte, care l-au făcut pe agentul economic aruncat de decidentul public în zonă infracțională, să nu mai poată face lucrarea și dacă era de bună credință. Da. Da? Cine a intrat în jocul acesta a acceptat așa ceva. Cei care n-au intrat în jocul acesta au lucrat mai ales pentru structuri private, pentru multinaționale, așa ca grupul meu de firme. Da? În străinătate, făcând termocentrale în bazinul Rur, sub antreprenorii lui Cabliț, sub antreprenorii... Deci, bun... Foarte mulți agenți economici de bună credință și am proprietatea vorbelor mele au fost aruncați de decidentul public în zonă infracțională. Dacă lucrul acesta nu se termină, dacă furtișagului acestuia nu îi se pune stabil, dacă nu vor fi încurajați investitorii adevărați, mai mari sau mai mici, ăia care au crescut ca buruiana pe marginea șanțului, da? Bătuți de soare, bătuți de vânt, cu arșițe și-au rezistat, numai ei știu cum. Uite, am văzut un producător de perdele ieri, care se gândește să-și adune afacerea, să se mute cu ea în Chișinău, din municipiul Hunedoara. Și văd des, am legătură cu ei, că vin din mediul de afaceri. Sunt oameni onești, sunt oameni care muncesc, sunt oameni care și-au sacrificat familiile, viața, somnul de noapte, ca să ducă în spate căruțe cu alți oameni pe care îi sprijină cât pot mai bine și cât pot mai mult să aibă o viață bună. Ei, oamenii ăștia trebuie aleși ca grâu de neghină de ceilalți. Și cum alegem? Politicienii, păi, îi alegem prin vot, pentru că uitați-vă de exemplu acum. Da. Încăpățânarea asta și disperarea asta de a promite câte în lună și în stele. N-au, domne, de unde da banii pe care îi promit. Asta vreau să vă întreb. Cei cu Maria domnii ăștia de la PSD cu... nu au de unde. E ca și când eu mă ajunge acum acasă și aș spune familiei mele, domne, uite, faceți-mi voi statuie că eu mă voi ocupa să cumpărăm un castel în Spania. Nu-i de unde, n-ai cum. Sunt, deci e atât de aberant ce promit că dau. Bun, și ajungem acum la ce vă spuneam eu mai înainte. Să se stopeze furturile. Oamenii ăștia de la DNA, că DNA nu înseamnă și nici parchetul general și un om. Cu sau cu, fără Codruța TV și structura
merge înainte. Sunt o mulțime de procurori acolo, dar ea fiind conducătorul acestei structuri, e tocată, vizibilă, da. E tocată, e pusă pe tocător. Miza e mare, de ce? Avansează procedurile, deci disperarea este enormă, avansează procedurile de executare extinsă. Dom'le, dacă ai furat și ai înstrăinat bunul, prin donație, prin vânzare, prin, nu știu, la mama, la tata, la amantă, la așa, se poate ajunge pe executare extinsă la bunul ăla, care e bun rezultat din furtișac. Exact. E furăciune. Iar banii trebuie să se întoarcă înapoi în de la păgubit. Păi asta avansează procedurile acelea. Dacă domnul Dragnea și șleachta domnilor sale, domnii sale, de inculpați, cum le spune, suspecți, așa, că sunt o întreagă camarilă. Să știți că nu sunt deloc agreați de foarte mulți membri din Partidul Național Liberal, Partidul Social Democrat. Dar din rândurile sunt în rândul Partidului Social Democrat și fac apel la ei, treziți-vă, oameni buni, că miza este uriașă, care sunt oameni cinstiți și trăiesc din bănuțul pe care îl câștigă, exact, că e el în zonă privată, că e salariu, că nu contează, dar din bani legali, din bani pentru care muncesc. Da? Și care nu agrează deloc structura asta. Dacă le dăm iar țara pe mână și reușesc să pună căpăstru structurilor care au început să facă ordine și să termine cu nenorocirea asta de furt, nu vom avea bani nici pentru spitale, nici pentru educație, nici pentru pensii, nici pentru salarii, pentru nimic. Banii ăștia o să se scurgă în continuare în buzunare private, se va alege praful de ei prin offshore-uri, cu case de vacanță, cu vile, cu... Citeam la un moment dat într-o publicație britanică, dar era ce-i drept acum... vreo 2-3 ani, așa, că s-au speriat britanicii casele de licitații pentru vilele de lux, mafia rusească și poliția români. Știți? Da. Deci asta e miza. Momentul acesta al alegerilor are miză între reformatorii Parlamentului. Să știți că, din câte știu eu, președintele Iohannis, în discuțiile pe care le-a avut cu șefii partidelor, a încercat să-i lămurească, să lase acasă oamenii cu probleme. Dar știți ce fac domniile lor? Și mi s-a întâmplat mie la alegeri locale. Și o să mi se întâmple așa cum, domnule, hoții strigă hoțul. Hoții strigă hoțul. Atunci nu au timp să se uite la tine, dacă tu ești foarte orientat în altă direcție. Hoții strigă hoțul. Da. Uite, am acolo la Hunedoara o situație de, mă rog, este un conflict relativ deschis, așa, și grupul de firme a pierdut niște bani, că pierde bani în momentul în care un jurnalist spune prostii și jurnalistul plătește, sau dacă când un oficial, da, spune prostii. Iar domnul actual primar a vorbit foarte multe lucruri neadevărate despre grupul de firme, ca să atace pe cine? Să o atace pe Hărău, să o scoatem pe Hărău din oraș, a zis domnul. Să scăpăm orașul de Hărău, a zis domnul actual primar. Asta am văzut și eu secvență. Păi dacă domnul primar a spus lucrul ăsta, probabil că n-a îndrăznit să vină la deputat cum ar fi fost normal să facă și să salveze cei 340 de miliarde pe care i-a pierdut, ci că s-au terminat banii la București. Stimate domn, tot timpul vor fi gata când veți ajunge acolo, dacă nu vă îmbunătățiți modalitatea de lucru în primărie și nu faceți acolo ce trebuie și relaționați cu oamenii ăștia ca și când ați fi Iancu de Hunedoara. E maniera PSD-ului de a minți direct și prin tonomate, de a minți sfruntat și de a spune mulțime de neadevăruri. Și dacă tot am ajuns aici, uite, am și chiar o problemă. Sunteți de 5 luni în primărie. Doresc poziție publică în legătură cu banii pe care direct sau prin firme sau prin așa i-am luat în mod necuvenit din primăria Hunedoara. Ca să lămurim o dată lucrurile, că de vreo 5 ani, că de vreo 5 și domnia sa a fost viceprimar, domnia sa i-a cuprimat de vreo 5 luni. Da? Iar eu m-am săturat de calomnii. Calomnic pentru care oamenii care le fac vor plăti, că eu să treacă împrejurarea asta cu alegerilor, o să ne străduim să-i lămurim pe Hunedoreni că suntem soluția, că noi suntem soluția. Da?
Și vom avea un scor. Și voi merge în Parlamentul României ca senator. Și lucrurile o să se mai liniștească în sensul confruntărilor de felul acesta. Dar cei care fac afirmații nefundamentate, de-alea cu DNA-ul, vine DNA-ul, cercetare DNA, nu-s domne, n-am niciun fel de problemă, nici cercetată de DNA nu sunt, nici doctoratul nu l-am plagiat, este la ASE, în bibliotecă, să facă bine domniile lor să-l controleze cu structuri specializate și or să constate că nu este o virgulă. Ce înseamnă aia somație, doctoratul la vedere? Păi dar doctoratul ăsta nu e închis într-un safe de hărău. Doctoratul e public, deci, totdeauna e la vedere. Deci este doar... doctorat. Exact. N-am făcut așa, trei altă temă de atac. Penalități pe contract, un contract pe primărie 3,5 milioane de euro. Pe facturi neplătite 3-4 ani și cu un primar care nu voia să stea la discuție cu agentul economic. A, dacă vă interesează, din cei 3,5 milioane, 2,5 milioane sunt sponsorizări pentru oameni bolnavi, pentru copii, pentru studenți, pentru biserici, pentru școli, pentru spitale, pentru asociații sportive, culturale, pentru pensionari. Iar acele 3,5 milioane penalități implică, dragilor, o mulțime de cheltuieli. Vorbeam cu cei care atacă pe tema asta. Dar, în sfârșit, asta este ce se întâmplă. Deci, diversiune, minciună, calomnie, promisiuni, totul, bine, dar totul cu o singură... Nu prea țin. Hai că o parte din public va fi receptiv, dar marea majoritate realizează, nu? Aici domnul Oprea, spun cui stă să-i asculte, da? Vom crește pensiile, vom majora punctul de prin... Să dea 2000, Dumnezeu, dar 2020, să fie și sustenabilă chestia 2020 asta. 2020 toamna, da? Vom face, vom... Și acum i-au luat în primire pe profesori și pe medici, adică cadrele sanitare și, și educația. Oamenii ăștia au bani puțin pentru că s-a furat și țara este... în curs de a fi sărăcită. Sunt încă resurse, noi avem încă resurse. Există încă posibilitatea să, să redresăm dacă se termină asta. Ați spus dumneavoastră un cuvânt care mi-a plăcut, soluții. Vă ascult. Parcă îmi place foarte mult. Domnule, trebuie să-i lăsăm pe oamenii ăștia care aleg hoții de ceilalți, de oamenii cinstiți, să-și facă treaba. Asta mi se pare asta foarte este, normal. Asta este firesc. Nu-i vor lăsa, nu-i vor mai lăsa. Asta e miza. Vă rog să mă credeți că miza și disperarea pe asta se bazează. Nu-i vor mai lăsa. În al doilea rând, nu o să putem să ne comportăm ca niște oameni care devorează tot, toată rezerva financiară a țării acesteia, pe nevoi pe nevoia de susținerea unei mase de manevră asistată social. Toți cei care iau ajutoare și au beneficii sociale pe nedrept că sunt oameni de felul acesta, vor trebui să înceteze să mai facă lucrul acesta. Iar asta înseamnă analize foarte serioase. Banii de pensii, banii cu care pensiile ar putea fi mărite, banii cu care salariile ar putea fi mărite, sunt în mare parte... în buzunarele unor indivizi care n-au nevoie de beneficiile sociale, că nu sunt în situația de a le primi, asistați, da. De asistat social, dar le primesc. Ei sunt masă de manevră. Noi avem nevoie să întărim structura investițională. Noi avem nevoie să alegem, să scoatem din sistem până un alta hoții și să ne uităm la investitorul român, la omul care are PFA, deci la omul care trăiește din muncă proprie, prin el însuși, în manieră pur liberală, descrisă de liberalism, da? Prin el însuși. Și dacă se mai poate să mai sprijine cu loc de muncă 1, 2, 3, 5, 100 de oameni în jurul lui, cu exact. Atât mai bine. Yeah. Ei, omul acesta, celula asta trebuie întărită, respectată și consolidată ca să producă bunăstare. Ne mai vorbim de faptul că structura asta economică națională, în toate țările și în toate timpurile, a constituit, dacă vreți, zidul, digul, care a apărat națiunea când s-au pornit din afară valuri și vânturi de toate felurile. Exact. Proprietarul, omul care are ce pierde. Pe urmă,
trebuie întărită nu numai din punct de vedere financiar, ci și din punct de vedere al respectului social, poziția unor profesioniști de toate tipurile. Dom'le, nu-i posibil, nu-i posibil să fie pusă la îndoială munca unui om, bunăoara unui medic, da, de către niște unii care n-au ore de somn, câți au oamenii ăștia ore de școală. Să știți, am un medic acasă, fiica mea cea mare. Altfel n-am avut contact cu zona asta. Trebuie să învețe tot timpul. Deci, am un medic acasă. Știți că principala lor problemă nu este salariul, pentru că sunt niște oameni, cum să vă spun, cu conștiința limitelor pe care la un moment dat o economie le are. Este în prima, evident că și asta e o problemă, dar principala lor problemă este lipsa de respect cu care au început să fie tratați. Profesorii la fel. Deci nu se poate, lucrurile, valorile temeinice, valorile noastre naționale, valorile de bun simț și de onestitate relațională între oameni, au fost pervertite de către persoane foarte nocive, aflate în politică și în presă deopotrivă. Nu se poate, nu se mai poate așa. Toți oamenii vor trebui să înțeleagă miza acestor alegeri. Se dorește reformarea Parlamentului. Uite, la Partidul Național Liberal, după analize temeinice, eu nu cred, am rămas în cursă pentru alegerile acestea, 1 din 5. Cam asta e proporția. A fost o cernere foarte, foarte dură. Domnule, întâi s-a cernut pe probleme, cel puțin între vechii parlamentari, care au fost în mod cert monitorizați. Cazier, cred că ai după ce ai fost condamnat definitiv. Dacă e curat sau nu, în sensul ăsta. Nu doar cazier, deci oameni fără probleme, fără pate în justiție, de niciun fel de... Deci eu n-am stat în viața mea în fața unui procuror, ca să înțelegeți cam cum stau lucrurile. Cu poliția am mai avut de-a face, că am mai avut probleme, de mai veneau, dar n-am stat în viața mea în fața unui procuror. Am încercat să trăiesc în felul acesta, m-am străduit să trăiesc în felul acesta, ca niciodată să n-am, cum să vă spun, tangență cu codul penal. Chiar dacă, eu știu, contravenții am mai avut, ne-am mai asumat, până la urmă lucrăm, avem în zonă privată, economică privată, din 1990. Da? Și am și ocupat o mulțime de posturi unde puteai greși ușor, relativ ușor. Dar m-am străduit ca lucrurile în viața mea să fie așezate temeinic pe onestitate și la distanță de infracțiuni și de prostii de felul acesta. De asta spun, este mare nevoie. Toți oamenii care au muncit pentru banii lor simt nevoia asta. Să se facă odată ordine, să se aleagă grâu de neghină, ca să poți avea o structură curată și credibilă. Domnule Oprea, reformarea Parlamentului este o chestiune națională, nu numai din punctul de vedere al nevoii ca decidentul politic să fie curat și de bună credință. Este foarte, foarte important, pentru că în momentul în care românii înregistrează că s-a schimbat ceva acolo, da? S-a schimbat, lucrurile s-au schimbat, în momentul ăla încep să aibă încredere în instituție. Este extraordinar de greu. Nu-i vorba de frustrări aici. Gândiți-vă că noi am avut în interesul cetățenilor un meci destul de serios cu domnul Mugurisărescu, guvernatorul Băncii Naționale, care nu e orice fel de persoană din punct de vedere al influenței în România. Exact. Ești pus în situația să stai față în față cu Troica, da? Cu Fondul Monetar Internațional, cu Comisia Europeană. Domnule, dacă tu ca instituție, nu tu ca persoană, ești așa un fel de gașcă de în ochii românilor. Da? Așa, un fel de gașcă de infractori. Gana, da, da. Și n-ai susținerea românilor. De asta, oameni buni, vă rog să aveți grijă cum votați de data asta. Nu parlamentarul, ci parlamentul are nevoie de credibilitate. Noi, liberalii, ne străduim să vă punem în față oameni care să vă consolideze convingerea că ne vom duce acolo, nu ne ducem acolo ca infractor, nu ne ducem acolo ca
nepricepuți, ne ducem acolo ca oameni care doresc să facă treabă. Uite, nu, chiar sunt curioasă. Au ajuns domnii de la colegii noștri din PSD, așa ca briceagul ăla elvețian. Știți că e un briceag elvețian de la care taie pâine, desface sticle cu tirgușonul, conserve, multifuncțional. Păi se poate să vin județ, să cer votul hunedorenilor pentru Consiliul Județean, să te așezi pe scaunul de președinte la Consiliul Județean, după care să te ceri înapoi la Parlament după câteva luni. Domnul Răzmeriță la fel. Vii în județ, cer voie, votul oamenilor din Vale, de la Lupeni, că vrei primar. Te așezi pe scaunul de primar, nici nu te apuci bine de treabă și te duci înapoi. Era mai bine dincolo, mă duc înapoi. Pe locul întâi la Senat, un fost deputat de două mandate, da? Dânsul se va duce în Parlament, că e locul întâi pe listă și legislația electorală la momentul acesta permite asta, așa cum mă voi duce și eu în Parlament, fiind locul întâi pe listă la Senat. E locul întâi pe listă. Merge înapoi în Parlament. Păi, domnule, dar pe oamenii ăia de ce e încurcat? Domnul Nistor la fel. De ce nu sunt constanți în ceea ce fac? Ce îi determină să fie? Nu știu, eu cred că domnul Dragnea a zis, am nevoie de voi înapoi, nu știu, am nevoie de voi. Am sentimentul că există acolo, sunt foarte mulți oameni buni în PSD, uite, domnul acesta care a candidat la primărie, nu i-au făcut campanie, nu nimic, a scos o grămadă de voturi, doctorul Stoica. Nu știu, întreb și eu așa, dar doctorul Stoica de ce nu-i pe listă? Oameni de calitate sunt peste tot. Păi, dar, tocmai asta spun. Constat că e o trupă de oameni, cum a spus noastră. E confiscată puterea. Exact, da. E confiscată puterea într-o zonă de oameni care... Și nu mai vor să o lase. Și nu mai vor să o lase pentru că au mize personale dramatice. Și v-am spus, miza personală dramatică a oamenilor aflați în situații de felul acesta a încetat să fie, nu știu, o perioada aia de o lună, două, trei, cinci... La pușcărie, nu? Averea. Iar procedurile pentru confiscare extinsă... Sperie multă lume și... Avansează, da. Se vor stopa cu Dragnea prim-ministru, fiți siguri, dragi telespectatori. Așa că, hai să nu lăsăm țara pe mâna lor. Bun, dar eu aș avea o întrebare. Un parlamentar, când se duce în Parlamentul României, domnule, dacă se apucă de făcut prostii sau fură, cum spuneți dumneavoastră, și nu numai dumneavoastră, din păcate, trebuie să o facă dintr-un motiv. Dumneavoastră, de ce nu furați? Păi să vă spun eu, pentru că eu de când vă știu, sunteți tot în afaceri. Carmen Hărău întotdeauna a avut o afacere, a avut un venit mult mai mare. Și la un moment dat nu mai e cazul. Nu, dați-mi dacă voie vii să... pârlit în Parlament, tot așa ajungi. Nu, deci trebuie să-ți faci un plin, nu? Dați-mi voie să vă spun. Bine, e un punct de vedere. Dați-mi voie să vă spun un lucru. Am lucrat cu foarte mulți oameni și în ipostază de angajator și în ipostază de partener de afaceri și în ipostază de politician, de parlamentar. Domnul Oprea, eu cred că asta nu ține neapărat de cât de mulți bani ai. Deci, vă rog să mă credeți că prin anii 90 și telespectatorii dumneavoastră cu nedorini, imposibil să nu-și aducă aminte, când aveam un apartament cu 3 camere cu chirie la stat, în care îmi creșteam copiii, am gestionat, ca șef de comisie, o problemă foarte... Nici nu mi-am dat seama decât după ani de zile cam care era miza la momentul acela pentru activitatea respectivă. Am gestionat licitațiile de locație de gestiune și de închiriere ca reprezentant al prefecturii. Am ajuns acolo cumva așa purtată de val, cam cum am ajuns și în politică. Pe mine m-a cam dus valul, cam cum am ajuns acum pe locul întâi în Senat, când colegii mei din județ, conducerea partidului de la București, pe baza sondajelor făcute în județ, care au dovedit că deși m-au tocat de m-au omorât și m-au mințit pe seama mea de, nu știu, aș putea, cred că aduna romane de minciuni. Hunedorenii n-au crezut asta, pentru că mă știu din diverse situații. Și atunci, cam adusă de val așa pe un post din ăsta, am gestionat
Locațiile de gestiune, licitațiile de locații de gestiune erau, dacă vreți, germenii privatizării. Da. N-aveam bani, domnul Oprea. Nu eram Carmen Hărău, investitorul de succes care, uite, trăiește, adică are bani peste medie, deși trăiește la medie sau sub medie uneori, dacă stau să mă gândesc, că n-am făcut 3 ani în concediu, de-abia toamna asta am reușit să plec și eu cu familia în Croația vreo 10 zile. Deci trăiesc la medie. Nu sunt, am colaboratori în firmă care fac mai multe concedii decât mine pe an și care trăiesc la fel cum trăiesc și eu. Că nu. Bun, am o avere peste medie, mult peste medie. N-aveam atunci așa ceva. Dar nu se poate lăuda nimeni în lumea asta. Că mi-a dat vreodată, nu știu, o ciocolată pe care n-am plătit-o. E chestiune, de asta spun, n-are neapărat legătură cu banii pe care îi ai la un moment dat. Are legătură cu ceva mult mai adânc, cu ce a pus Dumnezeu și familia ta în tine. Nu știu, cred că se poate fura sau sunt oameni, și uite, am băgat de seamă, da, prin procesele astea, că sunt oameni care fură și din lăcomie. Acum se pare că a apărut ceva. Băi, trebuie, n-am cum să-i las, măi. Eu am auzit pe cineva, n-am cum să-l las banii ăștia. Păi nu iau eu, ia altcineva. Deci, domnul Oprea, dacă nu ești lipit pământul și n-ai niște mize din astea, eu știu, dramatice, care țin de familie, de copii, să te duci acum în politică, atenție, oameni buni, dragi candidați, și să ai pretenția că te duci în politică să faci bani, cu DNA-ul care suflă în ceafă, trebuie să nu fii întreg la minte. Deci eu vă spun, mai cu seamă că sunt și spun lucrul acesta pentru că am cunoștințe care candidează, care acum 4 ani îmi spuneau așa, ai de mine, te bași totuși în așa ceva, eu dacă aș avea banii tăi nici prin cap nu mi-ar trece. Și acum candidează pentru deputați. Și stau așa și mă gândesc, declarația domniei sale aia cu mă duc să fac viața oamenilor mai bună, pe unde să o mai clasez și pe unde să o mai așez eu? Dragii mei telespectatori, vreau să vă mărturisesc ceva. Când doamna Carmen Hărău, de care mă leagă o frumoasă și veche prietenie chiar din școala generală, a intrat în politică, a venit și m-a întrebat și pe mine, Toadi, tu ce zici? Eu ar fi bine să fac pasul ăsta. Și am rămas uimit că mare dubii. Dar în orice caz a căutat întotdeauna... Am râs ca de o glumă bună. Dar întotdeauna am văzut că v-ați orientat și spre ce cred ceilalți. Prima dată ați întrebat alții ce cred despre dumneavoastră după aceea. Asta a fost o discuție și am avut o nouă discuție la mine în companie, dar discuția inițială a fost foarte temeinică cu colaboratorii mei. Ce ziceți? Pentru că, uite, tot ce s-a întâmplat mai pe urmă dovedește că am făcut bine că am procedat așa, pentru că atacurile care au apărut m-au vizat nu doar pe mine, au vizat cu grupul de companii. Grupul de companii care face eforturi și a făcut eforturi suplimentare ca să reziste. Domnule, la un moment dat cineva, un oficial, spune despre tine că ești hoț, da? Un viceprimar. Păi lucrul acela poate genera, când ești agent economic, probleme mari cu parteneri mai noi sau cu parteneri care trebuie să apară. Se pierd bani acolo. Dacă n-aș fi avut girul oamenilor la începutul carierei politice, vă spun că mi-aș face mari probleme. Asta se poate reflecta în veniturile firmei, inclusiv în veniturile personale ale angajaților. Nu e lucru de joacă. Răspunderea e mare. Expunerea e mare, mizeria e mare, minciunile sunt uriașe și trebuie să le faci față. Da? Mai avem foarte puțin timp în această emisiune. Am nădejde în Dumnezeu și în hunedorenii prietenii mei care vor dovedi la urne, vor reconfirma la urne încrederea în hunedoreanca Carmen Hărău. Este un contract pe care de asta dată îl semnezi cu județul, e mult mai bine așa. Lucru strict pe colegii a fost un pic cam trunchiat. Da. Adică există o interconectare normală care trebuie să se reflecte și în activitatea parlamentarului și noi o să ne întâlnim, dragi prieteni, în campanie electorală, cu raportul de activitate,
cu ce am făcut, cum am făcut, câte am făcut. Cei care mi-ați urmărit activitatea pe parcursul derulăriei, știți. Dar o să vă mai spun o dată și o să vă spun așa, am nevoie de susținerea dumneavoastră pentru că politica se face cu voturi și ajuns să fiind în București cu suficient de multe voturi, cu multe voturi, așa cum am ajuns în 2012, o să pot să fac lucruri mai mari și mai multe decât cele pe care le-am făcut în 4 ani. Și am făcut destule. Discutăm. Dragii mei, Carmen Eleonora Hărău, actualmente deputat de Hunedoara, în viitor senator, primul senator din Hunedoara și de Hunedoara, a fost astăzi în emisiune. Vă mulțumesc, stimată doamnă, pentru prezența dumneavoastră. Și eu. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, dragii mei, să aveți grijă de voi că umblă virozele peste tot și voturile trebuie puse acolo unde trebuie. Nu uitați, așa e bine. La revedere!